Legea privind indemnizațiile pentru mame a fost iar amânată. Pachetul de legi prin care se propune eliminarea plafonului pentru indemnizația pe care o primesc mamele pentru creșterea copilului nu va intra în plen la vot final nici săptămâna aceasta, deși acest lucru trebuia să se întâmple încă de săptămâna trecută. Guvernul bate în retragere. Legea care schimbă regulile privind indemnizațiile pentru mame este amânată din nou de către parlamentari. Este vorba de eliminarea plafonului maxim de 3.400 de lei al indemnizației lunare pentru creșterea copilului. Chiar dacă până acum parlamentarii au declarat că efortul bugetar ar fi unul mic, foarte puțini părinți urmând să beneficieze de această măsură. Guvernul amână aplicarea acestui proiect, motivul lipsa banilor. A fost amânată pentru că au alte probleme. Sigur că nu e bine, că mamele astea nu încurajează să mai facă copii. Că ei au zis că să înceapă serviciu cât mai repede, că așa este mai bine. Și atunci mamele nu o să mai facă nimeni copii. Nu mi se pare normal, pentru că din ce bani creștem copii? Că până la urmă este dreptul copiilor. Dar ar trebui și statul să ne ajute mult mai mult decât o face până acum, pentru că ar trebui să găsească fonduri și pentru copii, nu doar pentru nevoile lor speciale și pentru pensiile lor speciale. Păi și de ce am amânat? Păi nu sunt bani. Deci tot pentru... Da, stați liniștită că în România nu sunt bani pentru nimic. Și pentru ei, copiii special cu autism, la fel, o grămadă de probleme, o grămadă de... Dar vi se pare normal exact bani pentru copii să nu se găsească? Păi în România pentru copii, păi în altă parte unde? De unde se ia? De la copii. Măsura ar fi încurajată natalitatea în rândul femeilor de carieră foarte bine plătite, care până acum au amânat momentul în care vor aduce pe lume un copil de teama că nu le vor ajunge banii.